ce ochi verzi ai, mă, tu ai ochii verzi. Lăsați-ne singuri. Hai, noroc. Hai să trăiești. Eu am 4 cutii de scrisori acasă. Și am multe cereri de încăsătorie de la militari. Tu să mă, dar de ce? Că dădeam spectacole și la unitățile militare. Nu pot să spun cum era în sală. Eu n-am auzit. Eu nu știam că o imis pe Elena Cârstea. Am preferat în jurul tău culor ca un copil o joacă nesfârșită. Ai gătit sarmale odată? Odată, o unică dată. Eram într-o relație și am vrut fost obligație să de fie... serviciu. Da. După sarmale s-a obținut relația. Măi, am ținut prea mult varza la de sărat. Hai cu mine în lumea vaselor, pentru moșii tânărilor. Vocile, timbrele noastre vocale nu mai seamănă cu ce era. Pentru că era pe bandă de știri, se făcea cu post-sincron. Și jos la și mergea național. Mai repede, exact. Ăsta erau anii 80 în filmografia noastră. An de liceu, cu emoții la română. An de liceu, când la mate dai de gând. An de liceu, când din soarele în mână și te crezi legendar Prometeu. N-am fost cu minte și am intrat cu mașina. M-am răsturnat așa pe pajiște de mai multe ori. În 2007. Exact în acea zi în care a murit Lady Diana pe 31 august. Cred că am avut 1000 de îngeri ca să mai stăm acum de vorbă noi doi. All along the rain will shake. Eu la un moment dat când mi-am dorit să fiu îndrăgostită și n-aveam de cine, m-am dus și am văzut vreo 25 de filme cu Keanu Reeves în 2 săptămâni, înțelegi? M-am îndrăgostit de el. Simțeam nevoia de descărcare energetică, emoțională din, a sentimentului de iubire. Oi, mie îmi place dragostea și când îl pup femeii ta, mie îmi place dragostea. Bravo, copii! Deci bravo, mă, băieți, doamne, ce-mi place, n-aș mai pleca.